Bună seara, suflete frumoase, ce faceți voi? Sper din suflet că sunteți ok. Aici timpul s-a făcut urât, tot plouă în continuu, dar nu contează. Important e că noi avem soare în suflet, da? Am intrat în această seară să vă prezint pe săptămâna viitoare o formă a cafelei în trei variante. Farfuria albă, da? Alegeți, da? Farfuria albastră, farfuria roșie. Voi pune zați pentru toate cele trei. Să vedem ce ne așteaptă în săptămâna 24-30 până la sfârșitul această lună, când vine și Halloween-ul, bineînțeles. În România, nu știu dacă ei sărbătoresc, dar aici copiii merg cu dulceto, scherțeto, cu din alea așa de plastic, unde merge la fiecare om și zice dulceto, scherțeto și omul îi spune, îi dau dulce sau o sperietură și omul îi spune dacă îi dă sperietură sau dulce. Bineînțeles că în noaptea de Halloween se fac ritualuri foarte puternice, da? De dezlegări de farmece. În noaptea de 30 către 31, normal așa se zice, eu voi face, i-am și pus o lumânare neagră, asta nu este pentru voi, este pentru mine, pentru toți cei care nu mă suportă. Să zicem așa, toți cei care lucrează cu lucruri necurate contra mea, treaba lor, facă borș, fiecare cu ce lucrează, dacă n-au ce face, n-au decât să se scarpine, că se vor scarpina bine într-un mod sau altul. Eu nu pot să fac decât să-mi iau o anumită protecție, făcând această lumânare este o protecție pentru mine, da? Spunând aștia, dacă doriți un ritual puternic noaptea de Halloween, da? De pe data de 30, de fapt de pe 29 până pe 31, chiar și întâi, până pe 2 noiembrie, da? Eu lucrez contra magiei negre, dezlegări, distribuiți cât mai mult, dacă faceți mai mult de 10 distribuiri, vă trec deja pe caiet, da? O să vă trec pe caiet pentru a vă face acest ritual, da? Doar cei care veți distribui, da? Dacă faceți distribuiri la acest videoclip, mai mult de 10 distribuiri și îmi scrieți că ați făcut distribuire, da? Eu atunci vă trec pe caiet și vă voi face ritualul de dezlegări, de farmece, blesteme și așa mai departe. Spunând așa, sper că v-ați ales, voi începe cu farfurioara albă. Prima variantă, voi extrage și o energie pentru voi, da? Perioada 24, sfârșitul lunii octombrie. 24-30, bineînțeles că e până în 31, dar eu zic până la sfârșit. Probleme, închideți o situație. Ori sunteți voi închiși, ori închideți o situație, ori cineva încearcă să vă închidă pe dumneavoastră cu ceva sau să vă blocheze într-o anumită situație, da? Vrea să spună. Deci veți avea o energie închisului. Cred că vă debarasați de o relație sau cred că o să dați la spate un parteneriat, prietenie, da? Ceva prietenie sau închideți o situație cu cineva, chiar și conflictuală. Nu vreți să vă mai certați, nu vreți să închideți poate chiar securea războiului. Vom vedea ce se arată în farfurioara voastră ca să putem să ne dăm seama pentru cei din prima variantă ce vă iese. Da, trebuia să punem mai mult jaț, dar nu contează că aici jațul se formează și ne arată, ne indică ce trebuie să, ce se vede, da? Vom face așa, chiar dacă e mai subțire, facem economie la cafea. Toate sunt scumpe. Da? Ok. Încercăm să vedem pentru cei din prima variantă. Încercăm să vedem aici unde sunt mai multe lucruri, da? În primul și în primul rând, cei care aveți inițiala de M și G, veți avea o problemă, da? Ia uitați aici, acest chip, uitați-l, acest chip care are părul, da, și jumate de față, deci o persoană cu inițiala de G și care s-ar putea să fie chiar și în zodia gemenilor, aveți mare atenție la accidente. Orică treceți strada și nu sunteți atenți, atente și dă o mașină peste voi, Doamne ferește, orică sunteți voi la volan și nu sunteți atenți la semafor sau ceva și vine cineva și dă în voi. Deci vă cade în această săptămână 24-30, vă cade o problemă de un accident, atenție mărită, da? Deci persoane cu inițiala de G și se mai vede un A acolo jos. Aveți de asemenea o cruce, dar această cruce este în gura unei, unei persoane grase. Deci o persoană care vă bârfește, da? Dacă voi sunteți cu inițiala de cât, de M, de A, vis-a-vis bârfitorilor, da? Să vă închideți gura, și în cazul meu, bineînțeles, această cruce le cade înapoi pe gură, da? Asta vrea să zică că se întoarce înapoi
înzecit răul care, cum se numește, care vi-l face cineva fix la o persoană mai grăsuță, să zicem așa, da, care are inițiala de F și V, îi cade înapoi vorbele și le cade cam cu usturime, da? Deci se întorc înapoi vorbele împotriva acestei persoane care v-a făcut un anumit rău, v-a bârfit. În trei puncte, poate să însemne 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, aveți un iepuraș. Persoane care aveți o frică de ceva, vedeți acest iepuraș care este pe negru, da? Vă este frică probabil să nu fiți însărcinate, vă este frică să nu fiți descoperite într-o anumită chestiune, purtați o anumită frică, persoane cu inițiala de B în special, da? După care apare o furnică care nu mai are putere să meargă. Sunteți multe persoane care munciți foarte mult și nu mai aveți putere să mergeți mai departe, da? Aici sunteți persoane care aveți inițiala S, L, I, O. Vis-a-vis de închiderea cărții care s-a arătat, vreți să închideți o situație la un loc de muncă și nu știți cum să faceți. Probabil vreți să ieșiți din acel loc de muncă și nu știți cum să faceți, să vorbiți șefilor. Vreți să vă schimbați practic locul de muncă și aveți o anumită frică, căci dacă veți spune, poate că nu vă mai plătește, poate că vă pune bețe în roate, deci de aia mi-a apărea și acea carte a închiderii, da? Oricum, voi până la sfârșitul lunii vreți să închideți situația de la locul de muncă și să plecați în altă parte la loc de muncă. Drumuri scurte veți face mulți dintre voi, în special cei care aveți inițiala de N, de V, de I, da? Zodia Taur îmi apare cu bucurie. Zodia Taur, veți avea parte de o bucurie toți cei care sunteți în Zodia Taur. Vi se va clarifica o chestiune sentimentală la cei din Zodia Taur. Foarte multe drumuri veți face, veți avea și noroc la unele drumuri, unii dintre voi. O inițială de A cu un trifoi foarte mare îmi cade, deci o persoană care aveți inițiala de A, vă cade un trifoi la casa voastră. Poate să însemne o bucurie neașteptată de o sumă de bani, da? Persoane care sunteți cu inițiala de E, de I, de J, sunteți băgați într-un labirint. Poate ați intrat într-o situație din care nu mai puteți să ieșiți. Aici mai mi-apare chipul unui bărbat foarte supărat. Vedeți ochii, gura, are, i-am dat eu gura, acum are și mustață. Un bărbat care are inițiala de O. Poate acest bărbat a pierdut în căsnicie sau stă să piardă o femeie din nefericire, dar această femeie s-a îndreptat, uitați aici, e dată și cu ruj, vedeți, este îndreptată către un alt bărbat. Deci s-a îndrăgostit de un alt bărbat. Această femeie, uitați, este machiată, este dată cu ruj, vedeți, am luat eu rujul acum că am dat cu creonul, deci este îndreptată către un alt bărbat cu inițiala de S și de I. Ați pierdut-o și este inutil să vă stați să vă gândiți de ce doriți să vă împăcați, nu are niciun sens, pentru că ia-o pe cap pe un alt drum, da? Bineînțeles, chestiuni financiare, pierderi bănești, iar vă stă, deci mai aveți o perioadă cam de un punct mare, poate un an de zile, să vă reglementați datoriile mulți dintre voi, da? Aici mi-apare un chip de extraterestru, trăiți un pic cu luna în cap, sunteți lunatici mulți dintre voi, o coadă de păun mi-apare care înseamnă foarte mulți bani pentru mulți dintre voi, da? Un chip de copilaș la casa voastră, o inițială de E, de L, de S, un căluț, da? Uitați căluțul, ce frumos vine către voi, da? Căluțul vine și din căluț iese un căpșor mic, deci o să vă întâlniți soarta și norocul. De asemenea, cruci veți afla de moartea cuiva și sunt mai multe lucruri amestecate. Vi se va îndeplini și o dorință legată de dragoste în legătură cu un bărbat cu inițiala de A și de I. Asta a fost pentru cei din prima variantă, dragii mei, dragile mele. Haideți să încercăm să vedem și pentru a doua variantă, farfuria albastră, da? Dar nu înainte să extragem o energie. Să vedem și vouă ce vă spune o energie pentru săptămâna 24-30. Da? Să vedem energia. Energia norocului, roata norocului vă cade foarte frumos, veți avea noroc. Veți avea noroc de o împăcare, veți avea noroc în dragoste, la locul de muncă, în finanțe, fie cum o fi, norocul este de partea voastră, da? Veți avea lumea la picioarele voastre, veți avea o săptămână super frumoasă, cei din varianta numărul 2. Veți avea o săptămână frumoasă, zic eu, da? Pentru că vi-a căzut și această roata norocului, da? Facem așa, zațu. Roata norocului, roata norocului, pentru voi toți cei din a doua variantă, farfurioara albastră. Ia să vedem și vouă. Ce vă spune, ce vă spune? Farfurioara albastră. Lacrimi, vărsați lacrimi de fericire, vine cineva de la un drum lung în casa voastră și vărsați lacrimi de fericire, da?
Bineînțeles că aici aveți un cangur, ia uitați cum săriți în sus, veți avea un chef, o distracție, mulți dintre voi la casă, veți face o sărbătoare, poate că este ziua cuiva, poate că ce știu eu, da? Aveți o sărbătoare la casa voastră, în special dacă sunteți cu T, cu U, cu I, cu A, deci vin invitați la casă, vine și persoane de departe, poate aveți o nuntă, o cununie, ce știu, în această săptămână care vine, sau o ziua onomastică, un botez, da? Un 5 foarte mare, dacă îl vedeți aici, un 5 foarte mare și se clarifică o situație cu un dușman, o ceartă legată de un dușman, veți fi voi învingători cu acel dușman, uitați cinciu, voi o să-l puneți la pământ pe acest dușman, da? Aveți un lacăt, descoperiți un secret sau deschideți inima cuiva sau deschideți poarta unui lucru frumos. O inițială de V lângă acest lacăt, o inițială de S, o inițială de I, dacă vă încadrați cu aceste inițiale, voi descoperiți un secret sau veți avea o mare noroc cu acest lacăt. Aici mi este zodia Gemeni, uitați, da? Zodia Gemeni, care o să treceți printr-o cumpănă, foarte mare atenție la Zodia Gemeni. Aveți persoane false, sunt căței care par prieteni la picioarele voastre, atenție mărită la o persoană cu inițiala de C, la o persoană cu inițiala de L, la o persoană cu inițiala de E, și una cu F, pentru că sunt mincinoși, mincinoase, vă duce de nas, da? Aveți un gol sufletesc, mulți dintre voi, da? Un gol sufletesc din cauza unei chestiuni sentimentale, o ceartă, un scandal cu cineva. Aici îmi apare ochi, aveți de ochi asupra voastră sau persoane care încearcă să vă facă lucruri necurate la casă. Aveți un lup, un dușman foarte periculos care are inițiala de B, un bărbat care încearcă acest bărbat din toate puterile, poate sunteți în război cu cineva, un bărbat care v-ați despărțit de el și încearcă să vă facă rău din toate puterile, folosește drept armă copii, are doi copii aici lângă el, poate că voi ați lăsat copiii, da? Și ați plecat și el folosește copiii contra voastră, da? Dar oricum, în trei puncte veți primi un semn de la univers, de la astre, veți avea o veste de acest bărbat că s-a întâmplat ceva, răutatea lui va fi plătită, da? De asemenea, mai mi-apare un ne foarte mare cu o realizare, cât de repede, da? În această săptămână, 24-30, o persoană cu inițiala de E și o persoană cu inițiala de A, veți rezolva ceva chestiuni de bani, da? Un șahmat veți face cineva, veți muta pionul în favoarea voastră, mai ales persoane cu U, cu A, cu I, veți muta pionul în favoarea voastră și veți face șahmat regina sau nebunul, nu știu. O veveriță, foarte frumos și acea veveriță care ține în mâna lune, veți avea roade la casa voastră, roade frumoase, da? În 6 puncte, 6 zile, 6 săptămâni vă intră bani în casă și un ajutor. O persoană cu inițiala de M, uitați-vă ce frumos, cu un inel mare, da? M-ul și inel. Deci veți avea un mare noroc pentru o dragoste, se dezleagă ceva în dragostea voastră sau poate că dacă ați avut cununile legate, se vor dezlega aceste cununi. Zodia Capricorn, care pleacă la un drum cu bucurie și se va îndeplini o dorință, da? Aveți aici un semn ezoteric sau o rună, da? Vă poartă mare noroc, poate cristalele, să purtați cristale la voi, da? Vi se va îndeplini o dorință legată de afacerea voastră și de bani și o mică dorință și o speranță legată de inimă. Ia uitați, această veveriță lângă această minunată inimă într-un inel. Deci vă vine un noroc pe inima voastră, da? Se îndeplinește o dorință legată de bani, în primul rând, și legată de sentimente. Aveți un pic și un diavolaș aici, ia uitați-l cum îi, da? Aveți mare grijă la casa voastră, la certuri, la scandaluri, la neînțelegeri, în special persoane cu S, cu F, cu T. Deci, asta vrea să vă zic. Hai să vedem și pentru farfurioara de culoare roșie, cea mai micuță. Să vedem ce vă apare vouă și la această farfurioară și o energie să extragem, da? Pentru săptămâna 24-30 octombrie. Ne apropiem de sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, da?
Să vedem, aici aveți o energie legată de, în primul și primul rând, farmece, energii negative, da? Asta este cartea farmece, o carte a pustietății, cartea răului. Poate că cineva vă face farmece, poate că voi doriți să faceți ceva farmece la cineva, poate că aveți deja farmece făcute, este cartea farmecelor, este cartea răului, o carte negativă. În această săptămână, atenție mărită ca cineva să nu vă facă rău, să vă confruntați cu probleme de genul ăsta, da? Deci este o carte pe negativ. Da? Sau veți descoperi că cineva vă face ceva. Vom pune zațul de cafea pe farfurie și vom începe să facem un pic, da? Să vedem ce vă iese. Și vouă celor din a treia variantă. În primul și în primul rând aveți un foarte mare balaur sau șarpe sau ce-o fie asta, crocodil. Eu cred că este un crocodil care este din apă cu gura căscată, aveți o problemă sau poate vis-a-vis de acea carte să nu aveți deja făcut ceva. Persoane care aveți inițiala de L, un O, un L, da, deci cred că aici aveți ceva, unii dintre voi care vă încadrați cu această... Cu aceste litere aveți ceva făcut, pentru că aici aveți și, vedeți, această oaie pe negru, da? Un 3 de coada acestui crocodil, 3 mare, deci dacă îl vedeți 3-ul, da? Ca și cum cineva în 3 puncte v-a făcut sau sunteți de 3 ani sau de 3 luni lucrați, da? Aveți foarte multe animale urâte, deci aveți și acea oaie neagră, aveți un arici, da? Ariciu, știți că înțeapă. Ariciu de obicei poate să însemne și noroc, dar aici este în spatele la acest crocodil, deci ați fost făcut sau făcute pe animale. Mai este o inițială de I care încearcă să se elibereze de aceste energii. Cine v-a făcut este o persoană cu inițiala de M și o persoană cu inițiala de J. Un J și un M. Poate că în nume, în prenume, în familie sau sunt două persoane. Sunt două persoane, că mai mi-apare și un O. Păi v-a făcut să fiți triși, să fiți supărați, să nu aveți înțelegere la casă, în familie, să nu vă înțelegeți cu absolut nimeni, să aveți probleme pe parte financiară, în dragoste, pentru că sunteți persoane golite. Acest crocodil este fix în casa voastră, da? Pentru alte persoane aveți de urcat un munte, încă mai aveți greutăți de dus în spatele vostru, le veți depăși cam cu greu, aveți un cocoș. Dacă veți reuși să urcați acel munte, veți întâlni acest minunat cocoș care înseamnă bani, veți lupta, persoane cu L, cu A, cu I, cu C, de asemenea un D mai mi-apare, deci va trebui să luptați, persoane foarte ambițioase care va trebui să luptați, da? De asemenea mai mi-apare o cloșcă cu pui și asta înseamnă de bine, sunt bani, da? Iar o chestiune de energie negativă aici mi-apare, da? Deci o blaștină urâtă și broaște, broaște din aștia care sunt râioase, da? Deci și o femeie lângă această baltă care descântă ceva. Deci este clar că o femeie care are inițiala de F și un S și descântă ceva la această baltă unde sunt broaște, ori să spurce pe cineva, ori să iei apă din aia spurcată ca să facă farmece, uite aici aveți, pe o inimă, da? La o persoană cu inițiala de A, de I, de T face aceste lucruri. Bineînțeles că acea femeie a fost plătită ca să facă, da? Deci nu că vezi, Doamne. Apare și o cruciuliță pe alb, este foarte bine, vă vindecați de o boală, de un necaz, de o problemă care ați avut-o la casa voastră sau chiar voi personal ați avut această problemă, vă vindecați. Apare un cui. O să încercați să țintuiți ceva, da? Să bateți acest cui, să țintuiți ca și cum ceva. Cred că încercați să faceți ceva contra dușmanilor, la multe persoane vă va funcționa, în special persoane care aveți inițiala de P, mai mi-apare un U, un O, de asemenea un Z, da? Mai mi-apare un Z. Deci veți intui ceva. De asemenea, o împăcare veți avea cu o persoană, da, cu care v-ați certat, poate să fie și partenerul de viață, o chestiune sentimentală care stă să se rupă, dar eu pe o parte zic că este mai bine să se rupă, pentru că este o energie foarte negativă acolo între voi doi, deci nu este o relație frumoasă, este o relație bazată pe energii toxice, da, neapărat negative. Sunt și două chestiuni negative aici, dar mai bine, deci mai mi-apare un M, cu o problemă de sănătate nerezolvată care va trebui rezolvată și de asemenea mai mi-apare un,
un X, ceva necunoscut. Veți descoperi ceva oricum în această săptămână. Dorința voastră este în așteptare, una dintre dorințe este în așteptare, mai durează două puncte care ar însemna două zile, două săptămâni, două luni și o dorință legată de iubire se îndeplinește. O lumânare, aveți credință, deci aveți și lumânarea prinsă, aveți credință. Asta a fost, dragii mei, dragile mele, sper că v-am încântat și de data asta cu prezența mea și cu lectura mea în farfurie, da, cu zațul. Sper să aveți parte de o săptămână minunată și binecuvântată la fel ca sufletele voastre. Nu uitați, dacă doriți să beneficiați de un ritual de dezlegări de energii negative, da, să faceți cum v-am zis eu, să distribuiți mai mult de 10 video de ale mele și veți beneficia de acest ritual, da? De energii negative care să se dezlege, farmece, blesteme, ghinioane, nenorociri și așa mai departe. Spunând asta, vă doresc în continuare o seară minunată de duminică împreună cu familia dumneavoastră și să dea Dumnezeu și Maica Domnului să ne auzim cu bine. Vă pup și vă îmbrățișez!